pas valer rien. No, ma mai. Hop. Super, super. Așa, așa, așa e bine. Nelu. Te salut. O dată. Cristinel, bine ai ajuns. Fii atent, o dată de două ori. Și a zis unul, mi-a zis că s-a analfabet. Că a zis că o dată de două ori. Dar păi putem vorbi cum, da, cum vrem. Cum vrem, exact. Așa. Domnul Nelu, te salut. Salut, Cristinel. Îți mulțumesc tare frumos pentru că m-ai adus aici pe locul vostru foarte frumos. Mare drag oricând. Aici cu domnul Ioan. Domnul Ioan, aici te salutăm și cu cine? Așa? Da, domnul Nelu. No. Avem aici o mânză de 2 ani. Domnul Nelu, ziceți că am mai văzut eu mânza, da, asta. Da, mai văzut asta. La... Unde? La Nelu, la gura râului. Când au avut 3 luni, 4. Așa am luat eu foarte tânără de la el. Așa? No. Ia, îl salutăm pe domnul Nelu cu ocazia asta. Cu respect. Îi dorim sănătate, să se facă bine. Să mai poată ține cai. Și să poată ține cai. Vreau să zic că... Iapa, domnul Nelu, iapa de lângă tine, s-a făcut o iapă frumoasă, se face o iapă frumoasă pe zona voastră, cred că așa e? După dealurile noastre, după terenurile noastre. După terenurile noastre. Nici exact. Te gândeai că o să se facă așa pe stilul ăsta? Păi, acum am sperat tot timpul. Așa. Deci? Ea are 2 ani, o făcut în septembrie. Așa. No, eu mânză foarte cu minte. Avem spectatori sus? Elegantă. Avem spectatori și sus, da. Stai să dăm o imagine pe ei. Da. Da, nu-i rău, că nu, vezi, așa, domnul Nelu, ce-a vrut să zici, mă scuzi. O mânză foarte cu minte, liniștită, da. Mânză acasă, cum s-ar veni. Foarte frumoasă, bine îngrijită, îmi place că are păr de șoricel pe ea, așa cum au avut, cum au și armăsarii lui Ioan. Depinde de soi și cu păr. Așa și... Și cum e cesăl? Că sunt două tipuri de cesăla ca ei. Cantina. Da, una cantina și una cumperi cesală de aia. Depinde ce perii ai. Așa. Hop, hop, așa, așa. Ai pus-o vreodată, domnul Nelu? Ai pus-o la căruță? Le-am pus împreună acum, de două ori, le-am învățat. Și ce zic? Foarte bine se descurcă. Și pe unde le-ai, pe șoseaua asta le-ai dus? Șoseaua, da, pe drum le-am scos. Nu te-ai spus, nu ți-o fost ăsta că... Ei, nu, sunt foarte cu minți, am avut încredere în el. Așa. Te mai poți duce tu un pic cu ea acolo? Tu rămâi acolo. Du-te și tu. Du-te că așa e cu caie, știi, ai dus unul... Așa. Super. No, bună rocadă. Hai tinere și tu încoace cu neagra. Care este numele tinere? Numele mic. Valer. Valer, ești un băiat puternic, îmi place, nu ai dat drumul la mânză. Ești pe sistem, cum se zice, bravo. Așa. Domnul Nelu. Aici Cristi prezintă o mânză de 1 an și 7 luni. Așa. Mânză foarte dezvoltată până momentul de față. Cu minte. Se va face foarte frumoasă. E din armăsarul lui Titus de la Cruz. Așa, și mama? Și mama e un prieten de la Uriu, de aici, de la noi, din zonă. Așa. La Marinel. De la Marinel? Cred că am fost în primăvară, sau nu? A fost cu Levi, da. Și cu domnul Costel, așa e atunci? Exact, da. A, așa, așa. Negruța ce nume are? Sabrina. Deci negruța e Sabrina și... Și ea e Tina. Tina. Două mânze foarte frumoase, cochete. Foarte frumoase. Stai așa, stai oțelă. Hai înapoi, te rog. Rămâi așa, te rog. No, ia-i tu negruța. Domnul Nelu. Da. Ia-i negruța și dă-i-o lui, bă. Hai, nebun. Uitați-vă, om, uite. Dar cum? Și piept, uite-te acolo. Stai. No, hai, du-te. Așa? Negruța e mai... E mai energică și apoi ca să... Dar vezi că calul știe când cine ține de ață. Când vede că te teme... Dar nu e vorba de temut, e vorba că te simte. Nu mai lasă copilul să teme. Nu se teme. Hop, las-o. Lasă-o că o prinde băiatul, hai!
tinere! Super! Valer, îți mulțumim de ajutor! Hai! Aici, domnul Nelu, da. Aici mânzele sunt foarte energice. Da. Sunt ca niște copii. Poate vă vedem pe vreunul că faceți mereu pe schiuri pe aici. Bă. Cum s-a desfietat un pic și da. Îți pograj de mult timp și apoi da. Trebuie mișcare. Dar vreau să zic că, deși sunt pe graj, arată bine, sunt curate, nu sunt pufoase. Este plăim cât putem. Așa? Ce să faci? Ce le aștept în drumul guș? Așa vezi, uite-te, eu n-am avut întrebare la mine. Cum? Ce-a întrebat domnul? Cu rumeguș? Da, rumeguș, da. Cât posibil. De unde faceți rumeguș? Avem un gater aici. Colare. Aveți? Gater aici? Bun, rumegușul. Neagra poate ar fi și de vânzare, dacă s-ar găsi un posibil cumpărător. Hai, hai după. E foarte bună dacă ar avea un om de fac un avet, dacă ea știi, că de curță. E pe sistem. Păi, Nelu, da. tu te-ai dus la Sibiu după ea? Da, a fost. Acum. Cum vă primi domnul Nelu acolo? Foarte bine, nu? Extraordinar. Vă primi frumos, așa-i? Dumnezeu să-i dea sănătate. Să se facă bine. Foarte fain. Apropie-te, rog, Blonda. Da. Așa. A mers și legat, așa-i? Da. Ma, acum poate să joace. Nu m-am picat. Super. Domnul Nelu, da. O prezentare foarte frumoasă, putem zice. Aici la... Cum zice la Breaza. La Breaza. Bistrița. Un loc frumos în Bistrița. Între păduri, cum se zice? Aer curat. Aici nu, aici nu te poți îmbolnăvi. Exact. Aici numai lenii și se îmbolnăvesc. Exact. Bine zic. Exact. Virusul n-a ajuns la noi. Da. Dacă ai vreun mesaj pentru cineva sau dorești să zici ceva, apoi, de final. Ce să zic? Salut pe toți crescătorii de cai și să le dea Dumnezeu sănătate, să trecem cu bine peste toate nebuniile. Exact. Așa. Domnul Nelu, eu îți mulțumesc tare mult. Și eu vă și mulțumesc. Și eu te salut. Vă mai aștept cu drag pe la noi. Da. Dragi, s-au mai organizat și la noi primarul ăsta o poziție și să organizeze din primăvară. Da. Păi să luați la întrebări. Păi, bine? Da, exact, că sunt. Dacă luați vreau la noi. Dacă luați la întrebări, da. Vine, face. S-ar putea să facă că nu. Nu, uite. Domnul Nelu. Interesantă chestie. Noi ți-am zis la revedere, la mulți ani. Ne-a luat rămas bun de la tine. Cum zici? Acum l-am achiziționat. A, deci între timp, așa ai? Exact. Da. No, asta este, ce să facem? Prezentăm. Fii atent aici, un murg foarte frumos. Cred că e un semigreu românesc. Așa ai? Dar are o culoare foarte, foarte plăcută. Domnul Nelu, uite aici, te rog, pune-l. Să vedem culoarea. Aici, el e și un cal care muncește, așa-i? Da, tot timpul la pădure. Deci da. Îl văd un cal musculos. Muncele agricole. Arată foarte bine, e un cal vioi. E 3-4 ani calul. Așa. Cum se comportă la dealuri și la văi? Foarte bine. Și la greutate. Adaptat cu zonele noastre. La noi trebuie să... Pe el din ce zonă l-ați adus? Sau din tot da, și undeva de aici, zona. De aici din zonă, așa-i? Da. Și ăsta e de vânzare calul, dacă interesează pe careva.
Vezi ce bine să ai calcuminte, domnul Nelu. Că poți, domnul Nelu, poți să uiți câteodată să te uiți în spate. Să uiți, nu? Că nu să sui pe tine. Nu, nu riști. Da. Mai riști. Da. Așa, deci el, ce nume are? Victoraș. Aici Victoraș, în vârstă? E 3 pe 4 ani, 3 ani jumate, 4 în primul an. Foarte frumos. Up. Ne place de el. Da, culoare frumoasă, frumoasă. Acum nu intre în acolo. El a văzut pe copii. Oare ce zic unul altul? Se salută și. Ăsta, ăla îl cheamă pe ăsta la o bere. Exact. A? Sau ăsta îl trimite pe la du-te la vot. Și ăsta zice, nu mă, nu te duc, nu, nu mă duc. Rost. N-are rost că te tăiat. Îți cer timpul. Da, aia zice. Mai bine sunt să facem ceva. Domnul Nelu, poți să-l mai învârți o dată așa și îți mulțumim tare mult de prezentarea cailor. Îți mulțumim tare frumos încă o dată. Cu drag.